Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nod Nord în Balanță. Etalare pentru aprilie 2021. Amestecările, să vedem ce mesaje primiți de la Înger pentru această perioadă. Nu uitați că etalarea este colectivă, este generală. Sunteți mulți de diferite generații, diferite situații, căsătoriți, necăsătoriți. Sunt multe. Nu spre am întrebărul frumos. Singură carte, maxim două. Așa, și nu uitați că etalările se iubi, etalările se manifestă pe o perioadă de câteva luni, da? Wow! Măi, și voi? Și voi? Toată lumea? Toată lumea, sper că și noi, da? Nu doar voi. Mesaje de la Înger, dragii mei. Union of Hearts, uniunea inimilor, da? Și ascultați-vă inima! Inima! Există un personaj în viața voastră care vibrează altfel, vibrează conform sufletului vostru. Ideea este că trebuie să vă ascultați inima ca să puteți să intrați în această uniune, măcar în alte dimensiuni 4-5, deși pentru mine această carte reprezintă o uniune în 3D. Ascultați-vă inima, poate că ascultați de mai mult timp. Poate ascultați, poate deja sunteți în uniune în 4-5 de în alte dimensiuni și în această dimensiune pământeană trebuie să acționați conform inimii. Da. Este cineva care vă ajută într-un fel sau altul, vă transmite într-un mod foarte subtil niște vibrații ca niște valuri. Da? Știți că atunci când ascultăm scoica se aud valurile. Adică, în momentul când sunteți în preajma acestor personaje sau în alte dimensiuni, când sunteți împreună, simțiți că v-ați mai întâlnit. Simțiți momentul de naștere, de fapt, a acestei uniuni. Voi v-ați mai întâlnit în aceste... De-a lungul vieților v-ați mai întâlnit și în alte dimensiuni și aici este ideea să ascultați aceste valuri. Momentul de origine, da? Sau momentul de naștere a acestei uniuni s-a întâmplat de mult cândva. Unde vreau să ajung? Nu găsesc cuvintele. Când v-ați întâlnit unii dintre voi, v-ați întâlnit în momentul în care s-a creat acest pământ, da? S-a creat oceanul. Momentul în care a fost creat oceanul, atunci a fost momentul de întâlnire al vostru. Dacă puteți să înțelegeți această metaforă. Apoi s-a născut scoica, apoi sau scoica din această viață, momentul în care intrați voi în această uniune. Însă, multe scoici, oceanul a conceput multe scoici. Multe scoici s-au născut în acest ocean, adică de multe ori v-ați întâlnit de-a lungul vieților. Însă, în această viață, trebuie iar să vă întâlniți pentru că aveți ceva deosebit de făcut. Și în primul rând să vă împărtășiți aceste emoții foarte profunde pe care le aveți unul față de celălalt. Mai balanțelor, mai... La cap, wow, nici nu se poate, cartea mea preferată, la capătul setului de cărți, o dragoste adevărată, sărutul care îl trezește pe Dumnezeu, sau mai bine zis că tot am vorbit de momentul de origine, momentul în care vă veți îmbrățișa, o veți săruta, da? Pe acest personaj veți simți în profunzimea ființei voastre acel moment în care oceanul a fost creat, în care totul a fost creat, măcar pe acest pământ. Nu vorbesc de Big Bang, nici chiar așa, da? Momentul în care a fost pământul creat. Voi ați fost de față ca și suflete. Cred că sunteți, să faceți, unii dintre voi sunteți în această vibrație de flăcări gemene și ați fost de față la creația acestui pământ, la crearea acestui pământ. Așa simt. Demonstrează dragostea și o nouă dragoste. Mai, am și fiori. Doar trebuie să sperați, e un curcubeu, asta înseamnă speranță, că se va materializa această dragoste foarte profundă, superbă, divină, dar trebuie să vă ascultați inima și trebuie să demonstrați
Probabil că nu ați demonstrat ce înseamnă asta, nu ați acționat. Nu ați acționat conform inimii, dragii mei. La capătul setului de cărți și aveți asul de spade. Sunteți voi, ia uite, împărăteasa și regele de monede. Vă doriți să fiți de ajutor acestui personaj care, unul dintre voi e un pic mai sus din punct de vedere vibrațional, dar ideea este ca și celălalt să nu fie diferență foarte mare între voi, ca să puteți manifesta ceva deosebit, să puteți acționa împreună în aceste momente foarte speciale pe care întreaga planetă le trăiește, da? Că nu degeaba, dacă sunteți flăcări gemene, aveți ceva deosebit de făcut. Dacă e diferență foarte mare între voi, aici este probabil a fost nevoie de o așteptare ca să se echilibreze niște lucruri. Așa simt. Este nevoie să comunicați adevărul și să-l comunicați din inimă, din suflet, că am vorbit de a asculta și ascultatul ăsta este momentul dinainte de a acționa și de a vorbi, evident. Trebuie să vă ascultați inima. Aici este Venus. Împărăteasa reprezintă Venus, da? Sufletul, dragostea, și după ce vă ascultați sufletul, după ce vă înțelegeți stările, dragostea pe care o aveți, puteți să comunicați. Și sunt două tăișuri. Comunicați și ce n-ați putut manifesta și ce credeți că puteți manifesta. În fine, sunt multe mesaje frumoase. Rămâne de văzut Crucea celtică ce va arăta. Balanță, Soare, Lună, Venus, Ascendent. Nodul Nord în balanță. Ok. Asul de monede. Începe ceva nou, dar haide să vedem. Central. Mai, ce frumos! Steaua! Steaua! Ah, steaua este superb. Este destinul vostru. Cum am zis mai devreme, mai priviți, meditați la ocean. Meditați la stele, la cer, că e semn de aer, dar meditați la acel moment de început, ca să vă înțelegi să înțelegeți de fapt de ce simțiți atât de profund față de cineva. Evident că poate să fie și invers, dar eu cred că e vorba de voi. Eu cred că e vorba de voi. Ce simțiți voi? În sufletul vostru, multă speranță că va fi bine. Că veți manifesta această dragoste profundă, dragoste adevărată cu cineva. Probabil că există un personaj care vă inspiră, există un personaj pentru unii, nu pentru toată lumea, există un personaj care lucrează cu publicul, că steaua iese în evidență, e ca o stea pentru restul lumii, da? Ghidează o anumită, să zic, un grup sau o serie de oameni, da? Steaua iese în evidență, există un personaj față de care simțiți foarte profund. Și, în plus, steaua, chiar pe chakra inimii central, reprezintă nevoia de a vă vindeca emoțional. Am vorbit de apă, de echilibru emoțional, da? Provocarea este remitul, două arcane majore. Deci, pe sufletul vostru sunt energii foarte intense. Sunt deja două arcane majore. Eremitul. Eremitul este o tăcere, este lecția spirituală a unui. Am zis că între voi doi este o diferență. Este o diferență. Unul, din punct de vedere spiritual, nu vorbesc de material, da? Pentru că atunci când vorbim de flăcări gemene, în mod special și de suflete perechi, nu vorbim de evoluție materială, financiară, vorbim de evoluție spirituală. E o diferență între voi. Există această lecție spirituală pe care unii dintre voi trebuie, prin care a trebuit să treceți. Să sperăm că sunteți la capătul acestei călătorii și v-ați găsit lumina. Și, dragii mei, eremitul merge către stea ca și faetonul, însă eremitul merge în tăcere, prin întuneric, dar, de fapt, steaua nu poate fi văzută decât când este noapte, da? Și trebuie să treceți prin noapte ca să vedeți această lumină pe care cineva vă semnalizează, vă semnalizează direcția, prin acțiunile sale, prin ceea ce simțiți față de ei, înțelegeți? Foarte frumos, wow, adică superb!
Mai, deci nu se poate. Alta arcană majoră. Sunteți foarte, într-o energie foarte intensă. Și bănuiesc că simțiți foarte, foarte intens în această perioadă. La rădăcina acestei cruci celtice, știți cum e crucea, da? Este central, da? Central, provocarea, apoi începe crucea de jos, da? Trecut îndepărtat, apropiat, viitorul, prezentul și apoi lateral, lateral, sfaturile și ce mai sunt. Deci, în trecut îndepărtat aveți acest mare preot. Sunt două variante pentru unii. O căsătorie. Dacă nu e o căsătorie, e un contract, e o legătură. Spirituală nu prea aș spune, dar posibil, depinde de context. Dacă este acest personaj care vă ghidează, simțiți că acest personaj are multă înțelepciune, multă cunoaștere din punct de vedere spiritual, am zis, spiritual, religios, psihologic și chiar profesional. Acest personaj, pentru că ar putea să fie același personaj pentru unii dintre voi, care oferă consultanță multor persoane. Acest personaj vă provoacă la această creștere spirituală. Mai este o altă variantă, căsătoria cuiva să fi îngreunat această întâlnire cu sufletul pereche, da? Căsătoria cuiva. Și dacă nu e căsătorie, poate să fie o relație de lungă durată, poate să fie o atitudine, pentru că uneori arcana aceasta reprezintă zodia taurului. Poate să fie atitudinea tradițională a cuiva, a voastră sau a celor din preajmă, care nu vă permit să vă deschideți orizontul și să vedeți lucrurile din altă perspectivă. Poate să reprezinte și un contract la locul de muncă, da? Poate reprezenta și așa ceva. O să clarific. În ultima vreme aveți trecutul apropiat 6 de spade. Dorința de a vă elibera, eventual de a vă elibera de tradiții ca să mergeți, dragii mei, către destinul vostru. Da? Să vă ascultați inima, pentru că aici este în suflet. Și acest mare preot, repet, pentru a doua variantă, este la rădăcina crucii. Deci, ați fost educați că dacă aveți o anumită gândire tradițională, că, da, nu dau detalii, dar știți ce înseamnă tradițional, da? În principiu. Vreți să vă eliberați de aceste tradiții și să mergeți către soare, că asta e direcția, către soare, eventual aveți ca și ghidaj iar steaua, nu doar luna. Luna plină, încă sunteți în vibrație de lună plină, vă puteți elibera mental de ceva ce v-a chinuit și v-a deranjat. În viitor, regina de bâte. Unde am mai văzut eu regina de bâte? Nu mai știu. În fine, în viitor aveți regina de bâte. Stați să vedem în prezent. Marea preoteasă. Marea preoteasă în prezent. E alte marele preot și marea preoteasă. Revin. O să clarific. Nevoia de a vă conecta la intuiția voastră, nevoia de a vă asculta sufletul, sufletul vostru care vă cheamă la această uniune, la această dragoste adevărată. Vă cheamă să demonstrați dragostea. Wow! Există un I love you? Eu am zis nouă dragoste, dar era I love you? Wow, ce frumos! Probabil că trebuie să faceți cuiva o declarație sau unii trebuie să primească în această perioadă. Rămâne de văzut când se materializează. Apropo de asul de spade pe care l-am văzut. Dar ideea este să vă conectați la intuiție, să ascultați cum vă vorbește destinul, într-o formă sau alta. Sper că nu mă claxonează pe mine, că n-are de ce. Stați un pic. Ok. Deci, în prezent aveți Marea Preoteasă. Iar rezonez cu unul din mesaje pe care vi l-am dat. Este cineva, Marea Preoteasă, care vă ghidează în această călătorie spirituală, da? Cineva cu marcaj în semnul peștilor, al racului, al scorpionului, poate și învărsător. Cineva care are cunoștințe și tradiționale și netradiționale, cunoștințe spirituale, religioase, da? Adică cunoaște și Biblia, cunoaște și, să zic, astrologie, tarotul. Un personaj foarte complex care poate să ghideze, v-am zis, multe persoane. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Dar ideea principală este că trebuie să vă conectați la intuiție. Da?
Ce este foarte interesant este că și justiția are doi stâlpi. Este singura carte, da, și Marele Preot are doi stâlpi, dar la justiție avem tot așa diferență de culoare, dacă nu mă înșel. Ideea este că, într-un fel sau altul, vă oglindiți. Justiția reprezintă zodia balanței în general, da? Vă oglindiți nevoia de dreptate, dar aici este vorba de dreptate spirituală, energetică, altfel decât cea manifestată în tradiție sau în mod tradițional. În viitor îndepărtat aveți regina de băte, aveți încredere sau un personaj vă instigă la acțiune într-un fel sau altul sau să demonstrați dragostea. E o energie foarte frumoasă, rămâne de clarificat. Sfat, wow! Mai, balanțelor! Sfatul este asul de cupe. În primul și în primul rând să vă vindecați, că am zis că aici este provocarea, să vă vindecați. Apoi, să vă ascultați, citiți și voi că știți engleză, listen to your heart, cupa reprezintă inima, da? Ascultați-vă inima. Aici este sfatul și apare de dor. Ascultați-vă inima. Apoi apare dragoste. Dragoste adevărată. Și cum poți să demonstrezi dragostea dacă nu? Făcând și o declarație și acționând, da? Simple acte de amabilitate apare sub acest I love you. I love you. Love you, love you, love you. Ok, deci. Rămâne de clarificat, deși n-aș mai vrea, e prea frumos. În fine, asul de cupe, ca și sfat. Vindecați-vă și deschideți-vă sufletul către această dragoste specială. Exterior, mamă, împărăteasa. Iar o vibrație foarte înaltă, cum am văzut mai devreme, da? Împărăteasa este un personaj care vă inspiră, așa simt. Simțiți că este destinul vostru, simțiți că este... Ar putea să fie soția pe care v-ați dorit-o toată viața, nu cea pe care o aveți unii, poate. Ar putea să fie mama copiilor, acea mamă ideală care știe să-și crească copiii, că sunt mame care nu știu să-și crească copiii. Este tot ce v-ați dorit din acest personaj, care vă influențează din exterior. Pe unii, o să clarific, ar putea să fie o influență maternă, să sperăm că o influență benefică. Dar la cum arată cărțile... Am spus așa, just in case. Aș prefera să fie acest personaj pentru că așa se vede, da? Este un personaj cu vibrație înaltă, profund, înțelept, dar și pasional. Dar și pasional, creativ. Și cu picioarele pe pământ, nu doar cu capul în aer. De ce vă este teamă aici? Vă e teamă să comunicați. Să spuneți eventual că iubiți, da? I love you! Eventual, asul de spade este foarte fain. Asul de spade este primul gest de manifestare. Cum manifestăm? Evident, intrând în pace, gândind, simțind, fiind între gândire și simțire, echilibru despre care ar trebui sau pe care ar trebui să-l atingă balanța, și apoi rostind. Dar primul gest este gândul, emoția, apoi rostirea. Și aici este teamă de acest început. Pentru unii ar putea să fie un alt semn de aer, ar putea să poate să vă îndoiți de victoria voastră. Pentru că balanțele au și îndoieli multe, vă îndoiți de această victorie, de această posibilitate. Că aici e provocarea. Eventual să vă găsiți steaua mai repede, să vă găsiți lumina, să nu mai stați în această călătorie, adică să creșteți mai repede. Ce vă doriți? Cavalerul de băte. Să vă bucurați de viață? Eventual. Mie îmi plac cavalerii de băte și de spade. O să fac odată un videoclip. Scuzați deranjul pentru că am în lucru multe lucruri. Cavalerul de băte este un personaj care... cucerește. Probabil că vă doriți să cuceriți pe cineva. Dacă, hai să așez un pic mai. Așa. Nu se vadă vraiștea asta care e pe masă. Că lucrez la mai multe chestii. Ok. Deci, cavalerul de băte. Ce vă doriți? Vă doriți să cuceriți pe cineva? E frumos. Asta înseamnă că vă doriți totuși să demonstrați dragoste. Să demonstrați pasiune. Să arătați ceea ce simțiți.
Și am spus în ultimile videoclipuri că vreau să fac un videoclip special despre cavalerii de spade și de bâte. În mod special despre ei. Sunt cei mai faini. Cei mai faini. Cavalerii sunt în stare să dărâme un rege pentru o regină, pentru că sunt cei mai curajoși. Dacă voi vreți să intrați în această vibrație, da, o regină împărăteasă, puteți să dați o lovitură de stat, vorba vine. Puteți să îndepărtați regele, împăratul, dacă acela nu este în vibrație suficient de bună pentru această regină sau împărăteasă și să cuceriți o regină și o împărăteasă. Vorbesc, evident, un pic simbolic, dar așa este. Pentru că acești cavaleri sunt, de fapt, cei care se luptă în bătălii, sunt cei care sunt curajoși, sunt în stare să se bată. Da? Sunt în stare să se bată, apropo de bătaia care a fost acum câteva zile pe bulevard, da? Care m-a zăpăcit pe mine în ordinea zodilor și ce-a mai făcut. Sunt în stare, nu că ar fi ei cavaleri, bine, ăia nu sunt. Dar un cavaler adevărat are acest curaj. Regii deja și împărații, da, au alte calități, dar riscă să intre în manierism, ca să folosesc alt cuvânt, în manierism. Iar apare regele de monede. Am văzut mai devreme împărăteasa și regele de monede și asul de spade, nu așa văzusem? Da? Uite cum reapar în alt context. Da. O să clarific, dar regele de monede, dacă vreți să cuceriți o regină, dacă vreți, da, o împărăteasă, evident vorbim simbolic, un personaj care, pe care îl simțiți de valoare, cu care simțiți că puteți să faceți ceva de durată, ceva valoros, da, trebuie să intrați voi în această vibrație. Trebuie să intrați voi. O să clarific totuși și vrea din tot sufletul. E o etalare atât de frumoasă să nu se schimbe înțelesurile. Asta reușiți să faceți, să vă echilibrați, da. Să oferiți eventual o întâlnire, să demonstrați și practic, nu doar să vă luptați și să faceți declarații. Că aici e problema cu declarația la voi, cu comunicarea. Valetul de monede și regele de monede înseamnă să generați un moment de... să materializați această întâlnire printr-un telefon, că valeții comunică, printr-o întâlnire, invitație undeva, că asta înseamnă dating, printr-un dar, prin ceva, să materializați această întâlnire, această dragoste. Asta înseamnă demonstrație, da? Nu doar declarație, și demonstrație practică. La capătul setului de cărți, ia uite, se confirmă, da? Se dorește acest as. Aveți trei ași, dragii mei! Trei ași, voi balanțelor, trei ași! Doar că acesta e în poziția fricilor, vă este teamă să rostiți. Nu știu de ce, dar adică știu că uneori, na, tuturor avem așa o jenă. Mai ales când e vorba de declarații de dragoste, să nu fim respinși, să nu fim înțeleși greșit. Și pentru unii chiar că totul până la cuvânt, totul, fac orice numai să nu mă pui să spun. Bine ar fi să înțelegi din, eu știu, din ce, să intuiești eventual. Da, la capătul setului de cărți aveți asul de monede. Un început. Un început real. Manifestarea în 3D, în energie pământeană, a acestei întâlniri. Și aveți și soarele. Da? Trezirea. Că este nevoie să se pună în practică toate aceste gânduri și sentimente. După ce ați încercat să vă eliberați voi sau ei și ați avut niște conflicte, poate ați avut în spate pe cineva invidios. Pentru unii este, într-adevăr, pentru unii este o căsătorie care este între voi. Pentru unii este o căsătorie care este între voi și dacă este o căsătorie, s-ar putea acest fostă sau actuală să mai încerce să-și bage nasul sau să, chiar dacă nu-și bagă nasul, că poate nu știe, intuiește și pur și simplu energia lor tradițională mai interferează cu această energie foarte înaltă. Înțelegeți, da? Bruiază energia lor prea pământeană. Așa simt. Acum, hai să și clarificăm.
Nu aș vrea să clarific, dar în fine. Hai să vedem ce e cu steaua. Clarificăm, te rog frumos, steaua pentru balanțe. Clarificăm steaua pentru balanțe. Mai, mai. Steaua frumos pentru balanțe. Am văzut turnul. Oho, niște evenimente neașteptate. Destul de multe cărți. Mai, mai. Trebuie să arăt. N-am ce să fac. Trebuie să le primesc. La capătul setului de cărți. Sunteți voi. Încercați să vă... Ia uite, sunteți voi regele de spade. Regele de spade, semnul. Balanța, da? Balanța. Încercați să vă controlați. Să fiți tradițional, cum am zis mai devreme. Ați încercat să fiți tradițional, să păstrați controlul, să nu spuneți, dacă tot a apărut asul de spade în poziția fricilor, să vă vindecați. Să vă vindecați. Să vă puneți în ordine gândurile, eventual. Să vă vindecați în sens mental. Vă gândiți la cineva și tot ați crezut că dacă sunteți în control, dacă nu vorbiți, dacă aia o să iasă, da? Și apare balanța. Trebuie să vă echilibrați, da? Trebuie să vă echilibrați. În primul rând, în voi am zis să vă vindecați, am zis de la început să vă vindecați ca să puteți manifesta această întâlnire cu această dragoste adevărată cu cineva. Și nu este o iubire tradițională, este netradițională și nu neapărat neortodoxă, care nu intră în tiparele cu care s-a obișnuit această societate. Așa, deci balanța... În această central, simțiți multă dragoste și multă bucurie față de cineva. Simțiți că este sufletul, flacăra voastră geamănă, da? Flacăra voastră geamănă. Simțiți multă bucurie pentru cineva. Însă ați avut această reținere, da? Se vede, se vede. Probabil că ați trecut și voi prin niște decepții și vă este teamă. Ați avut o relație karmică foarte toxică. Unde era? Pe care a trebuit să o vindecați, da? O relație karmică toxică pe care a trebuit să o vindecați, ca să puteți manifesta, să vă puteți echilibra viața, echilibru și la îndrăgostiți, și să puteți alege din suflet, cum am zis mai devreme, din inimă, să alegeți personajul care vă aduce într-adevăr bucurie. Și totuși, stea a fost clarificată de ce? De 3D. 3 de băte, faetonul, 2 de băte și 4 de... De bâte, multe bâte, multă pasiune și dorința de a merge. Am zis că și faetonul merge către stea. Simțiți! Faetonul reprezintă în general semnul racului, dar și săgetătorul pentru mine. În fine, dacă asta contează, dar nu e foarte important. Ideea este că ați așteptat, ați sperat că veți merge cândva către personajul care vă este destinat, da? 4 de băte și steaua. Probabil în acea relație toxică v-a spus la un moment dat, aici este, ați manifestat într-un fel sau altul, v-a spus la un moment dat un gând că vreau să fiu cu cineva care mi-e dracu, care mă potrivesc, da? Și ați așteptat această întâlnire și a venit într-un fel sau altul. Ați vrut să mergeți către ei, dar din niște motive... Unul dintre voi, poate chiar amândoi, a trebuit să alegeți înainte să se manifeste acest patru de bâte. Interesant. Probabil că nici nu s-a comunicat. Că tocmai acum am această provocare la nivelul ce a creat cincea. Da. A trebuit să alegeți. Dar să alegeți conștienți. Vindecarea ca să se manifeste această întâlnire cu sufletul vostru pereche. E o problemă la nivelul chakra 5, problema că nu puteți să comunicați. Acum eu o să pun cărțile pentru că au fost destul de multe și mai vor să reapară. Și o să clarific eremitul, provocarea, această tăcere, această însingurare, această călătorie spirituală. Aici sunteți voi, da? Sunteți voi care nu comunicați pentru că încă mai aveți niște întrebări, eventual. Dar este frica voastră de a comunica. Dar eu zic să vă vindecați pentru că steaua este chiar în centru și apare aici. Apare acest semnal, apare și în prezent Marea Preoteasă, apare și
Marea Preoteasă, da, apare și împărăteasa în exterior și apare și asul de cupe, ascultați-vă inima, gata, lăsați curațiunea, exprimați această călătorie, exprimați-vă, pentru că aici e provocarea, voi tăceți, unii dintre voi, tot încercați să găsiți răspunsuri, să înțelegeți, mai înțelege și din drum. Pentru unii, iaute, nevoia de a o lua de la zero. Iaute, iar faeton. Ați încercat să vă eliberați de cineva. 8 de cupe. Poate că și i-au plecat. Dar aici e provocarea. Tăceți sau manifestați. Momentul zero. Clarificăm, Marele Preot, în trecut. În trecutul. În trecut, da. De pasiune. Aici este între tradiție și o nouă pasiune. Posibil ați fost căsătorit și a apărut această flacără pentru cineva. Iar revin la primul mesaj. Dacă acest personaj este foarte intuitiv și atrage atenția, măcar din punct de vedere energetic, dacă nu și prin alte cunoștințe care le are, probabil că ați simțit această pasiune pentru ei. Atracție, atracție, dar nu doar energetică, ci și fizică. Ci și fizică. Și aici este probabil o întrebare pentru unii. Atracția asta fizică merge cu toată vibrația aceasta înaltă? Iar, pentru că unii ați fost într-o relație de lungă durată, într-un contract și a apărut această această atracție pentru cineva, ați încercat să fugiți unul dintre voi. Poate chiar amândoi ați fugit. V-ați speriat. Cum aș putea să încalc tradiția? Cum aș putea să încalc, eu știu, ce am... Dacă unii sunteți căsătoriți și ați depus un jurământ, cineva a pus? Dar cum poți să încalci jurământul când ai... Na, e greu și ați încercat să fugiți. Dar ia uite. Ați încercat, da, i-am zis bine. Ați încercat să plecați și totuși știți foarte bine că direcția este cealaltă, da? Direcția este cealaltă. Destinul vostru, steaua. Clarificăm 6 de spade în trecutul apropiat, 6 de spade. 6 de spade, nevoia de a călători. Probabil că vreți să vă întoarceți către personajul care vă aduce, am văzut soarele, care vă aduce bucurie. Clarificăm 6 de spade. Am văzut 10 de spade. Asta înseamnă trădări, suferințe, chinuri. Ia uite, mai, separare. Deci 6 de spade a fost clarificat de turn. De turn. Îi apare trezirea. Trezirea este că, da, trebuie să vă separați, iar călătorie. Trebuie să vă separați și să comunicați ceea ce simțiți. Măi, deci aveți nu știu câte cărți care arată călătorie, mașinuță, când mergeți cu mașina, cu calul, cu motocicleta, cu bicicleta. Treaba voastră cu ce mergeți, dar ideea este că ați ales. În ultima vreme v-ați tot gândit și ați ales. Vreți să încheiați un capitol, da, cu cineva? Eventual poate a fost o călătorie peste hotare pentru unii sau o distanță mai lungă, mai scurtă, nu contează. Ideea este că apare trezirea. Trebuie să vă detașați de ce a fost vechi, de 10 de spade, de tradiții, de ce-o fi fost. Pentru că intrăm în altă vibrație. Suntem în era vărsătorului și nu mai corespunde cu tradițiile saturniene de până acum, da? Clarificăm acum ce clarific. Marea Preoteasă. Marea Preoteasă, ce super. Marea Preoteasă în prezent. Uf. Da. Marea Preoteasă a fost clarificată de 10 de spade. Puteți să fiți voi, să suferiți pentru acest personaj pentru că nu v-ați întâlnit cu el, cu ea. Cu ea, zic de ea pentru că sunt energii feminine, în mod special, și aici este energie masculină, în mod special, dar evident că poate să fie și invers, da? Dar în mod special, aici suferiți, da, pentru că voi sunteți în tăcere, voi suferiți pentru că nu puteți să manifestați, n-ați putut... E și suferința voastră din prezent și din trecut, da? Dar ce este frumos este că este un 10, este încheiere de capitol, da? 10. Hai să mai clarificăm. Eventual țineți în secret toată suferința voastră și din relațiile, da? Și din relațiile tradiționale, din contracte și din faptul că v-ați separat și că nu ați comunicat. E o suferință aici pe care nu o exprimați.
Și totuși, suferințele ne ridică uneori, dacă vrem să le ascultăm, da? Ne învață cum să ne conectăm la spiritualitate, la Dumnezeu. Ne învață că sunt lecții spirituale, lecții spirituale, da? E frumoasă, până acum arată bine. Dar aș vrea să ieșiți din această suferință. Da, pentru această flacără geamănă, pentru acest suflet deosebit, dar unul dintre voi este încăpățânat în tradiții, da, și celălalt e supărat că nu s-a manifestat ceva. Poate sunteți supărați amândoi, da? Din cauza încăpățânării cuiva... În fine, hai mai dăm o carte totuși. Pentru Marea Preoteasă și 10 de spade în prezent. Vrem să ieșim din această stare. 10 de spade. 10, nu sunt multe. 10 de spade. Pentru balanțe în prezent, 10 de spade. Și Marea Preoteasă, 10 de spade. De ce 10 de spade pentru balanță? 10 de spade. Haideți, spuneți. Da. Dacă v-ați separat de acest personaj care vă aduce multe bucurii, v-ați simțit în frig, în ceață, v-ați simțit singuri, v-ați îmbolnăvit și unul și celălalt. Eu zic și unul și celălalt pentru că n-are cum. Când se întâmplă o situație cu unul, se întâmplă și cu celălalt, mai ales când sunteți flăcări gemene sau suflete perechi foarte... foarte apropiate și ați mai trăit vieți împreună. Da? Eventual ați suferit pentru niște probleme financiare și din cauza că n-ați avut niște bănuți și ați considerat că trebuie să fiți musai în această poziție ca să manifestați această regină împărăteasă, da? Regină împărăteasă. Stea, ce este? Că e o stea, e o stea, o steluță, e o stea, e un personaj care strălucește într-un fel sau altul, măcar în grupul de prieteni. Deci probleme financiare, de sănătate, de cuplu, acelea tradiționale, da, și au fost ținute în secret. Dar vă zic că dacă aveți voi probleme și sufletul perechi are probleme. De-aia trebuie să comunicați, de-aia trebuie să... Ia uite, comunicare, este nevoia de a comunica. Trebuie să comunicați. Poate că în această tăcere ați spionat unul dintre voi, poate v-ați spionat unul pe celălalt, în fine... Într-un fel sau altul. Măcar așa. Și spionaj înseamnă și când ascultați tarotul la zodia lor. Ok. Clarifică masul de cupe, te rog frumos, în poziția. Masul de cupe. 7 de cupe. Da. Și 4 de băte. Ideea este să alegeți, pentru că 7 de cupe înseamnă într-adevăr stare de visare. O, stați și visați ce frumos o să fie când ne vom întâlni, când viața următoare, ne vom întâlni în viața următoare. Nu. Alegeți dintre toate opțiunile, alegeți acest as, să vă vindecați, ca să vă atrageți flacăra geamănă, acest personaj cu care puteți să fiți fericiți împreună, nu cum ați fost cu alte persoane, da? Aici e suferință, da, trag amândoi din greu, dar când ești într-o altă vibrație, te bucuri de relație altfel. Aveți pasiune asemănătoare sau chiar dacă nu sunt asemănătoare, vă completați, e o stare de bucurie, da. A, îți place cu tare, da, interesant, bine, eu nu știu, dar îmi place că îți place, ceva de genul ăsta, da? Aici este asul de cupe. Vindecați-vă și alegeți dragostea, alegeți dintre toate opțiunile, alegeți dragostea, alegeți să vă ascultați sufletul ca să vă atrageți acest cuplu superb și bucurie. Da, 9 de cupe. 9 de cupe, iar emoții, cineva care vă emoționează, trebuie să renașteți. Semnul peștilor, în mod special cu spânzuratul vă și... Scorpionul. Și trebuie să renașteți în această stagnare. V-ați detașat, iar văd, ia uite, 8 de cupe. Ați încercat să vă separați, să vă detașați emoțional și n-ați reușit nici unul, nici celălalt. Însă în această perioadă a trebuit cu această lecție spirituală, cu eremitul, da? Să vă găsiți inspirația.
inspirația personală. Nu să vă uitați la stea, să primiți voi niște semnale. Sper că le primiți măcar pe această cale, da? Aici este starea de iluminare. Meditație, rugăciune, da? Însă, îndepărtându-vă, v-ați sacrificat și ați întârziat și mai mult. Uite, sunteți voi justiția, da? Trebuie să renașteți aici, să ascultați intuiția, cum am zis mai devreme, ascultați intuiția. Să renașteți, în primul rând, să vă bucurați de voi așa cum sunteți, ca să atrageți acest personaj. Aici, iar este steluța, varianta mică, da, minoră. Adică, este acest personaj care vă aduce toate, vă bucură în întreaga voastră ființă. Drăguț. Clarificăm, cum îi zice, domne? Preoteasa, nu, împărăteasa, măi. Uneori le confund pentru că sunt foarte apropiate. Împărăteasa, sunt multe. Văzut și justiția. Dar, da, 5 de cupe. Acest personaj, să știți că plânge și dacă voi plângeți după ei, și ei plâng după voi. 5 de cupe, regretă. Interesant. Interesant că a vrut să se arate, dar a rămas undeva pe setul de cărți, a vrut să se arate justiția. Plânge după voi. Acest personaj deosebit. Să știți, nu, serios. Regretă. Da, este posibil. Asta era să vină, dar n-a venit, dar am luat-o că am văzut-o. Dar, afară de chestia asta, plânge eventual din cauza acestei separări, regretă eventual că ați ales altceva și nu aceste suflete perechi, da? Voi sunteți aici, voi doi, și regretă că nu ați ales. Mai dăm totuși o carte pentru acești 5 de... Ia. Da. Își dorește renașterea. Da? Ia uite, iar s-a oprit aici, da? Tot aici s-a oprit. Nu, asta e mai în spate. Ia uite, 9 de cupe, temperanță. Încearcă să se tempereze, încearcă să se bucure de ceea ce este și totuși în această stagnare plânge. Își dorește renașterea. Își dorește să ieșiți din starea aceasta de încăpățânare și să comunicați. Sau super tradițională, pământeană. Ține în continuare la voi. Clarificăm totuși 5 de cupe. 5 de cupe. 5 de cupe. De ce mi-ard obrajii? Nu știu. Ia uite. Încearcă să aibă putere. Încearcă să aibă putere, să aibă control, să nu arate ca și voi, așa cum am zis că aici puteți să fiți voi, nu arătați că suferiți. Am zis că vă oglindiți, că sunt de suflete, ce fior am, sunt de suflete gemene, da? Nu vreți să arătați suferința, nu vreți să arătați că aveți unii probleme de cuplu sau probleme financiare sau niște probleme sau faptul că nu sunteți împreună, vă simțiți singuri cu cine e în preajmă, nu-i suficient. Da. Și exterior, acest personaj plânge după voi, încearcă să fie puternic, da? Mai este faptul că există ego cuiva, cineva lucrează din ego și alt personaj încearcă să-și mențină vibrația înaltă. Încearcă să aibă putere în această perioadă. E un personaj puternic, măi. Ce stare. Wow. Am vrut să fac etalarea odihnită, ca să vedem ce iese. Da, ia uite, regele de cupe și 6 de cupe. Așteaptă, regele de cupe, dragoste profundă, așteaptă. Așteaptă să veniți, să exprimați, să vă întâlniți, da? Este o coroană fără, da? Interesant, oh, da, interesant, mai nou am observat chestia asta. Și aici o coroană și o spadă, aici este o bâtă și o coroană, da? Trebuie să vă întâlniți, să manifestați întâlnirea. Asta înseamnă că nu sunteți împreună, da? Trebuie să manifestați această întâlnire. Să vă încoronați unul pe celălalt. Wow. Da, simt multă pasiune pentru voi. Multă pasiune simt și ei. Clarificăm asul de spade. Am văzut justiția. Clarificăm asul de spade în poziția fricilor. Aici e frica de transformare, măi. Voi este teamă că vă transformați. Apare moartea, dar apare moartea în poziția aceasta.
Pe de o parte, există o energie scorpionească aici. O energie foarte intensă și din cauza asta probabil vă este teamă să comunicați. E o teamă, e poziția fricilor. De-aia citesc așa, e poziția fricilor. Unul dintre voi, adică în mod special voi încă, trebuie să vă transformați. Simțiți eventual că nu v-ați transformat, nu v-ați da, apare steaua în poziție centrală, încă mai aveți de vindecat, da? Intuiți că mai aveți de eliberat și de vindecat, dar, repet, este lună plină, încă în vibrația lunei pline suntem, încă e în scădere și puteți să faceți eliberările. Da, mă mai încorc și eu un pic. Aici este. Pentru unii poate să fie cineva cu planete în Scorpion. Pentru că am tot văzut semne de apă, da? Asul de cupe, 7 de cupe, 8 de cupe, dați în urmă, da? Marea Preoteasă, Pești, Rac, Scorpion. Sau cineva cu planete acolo, planete importante, da? Sau ascendent, sau... Aici este chestiunea. Știți că puteți renaște situația dacă faceți acest gest și nu gest, dacă îndrăzniți să comunicați. Știți că vorba aia, știți, nu sunteți neștiutori. Dar aici o reținere. Încă sunteți în transformare, așa simt. Așa simt. Ia, iar apare. Iar apare. A spus, ați blocat această bucurie, ați blocat acest, da. Această întâlnire karmică v-a schimbat lumea într-un fel sau altul, v-a adus multă trezire, da, soare și bucurie și totuși s-a blocat din niște motive. Unul a plecat și celălalt a rămas simțind dragoste în continuare foarte profundă. Poate chiar amândoi simțiți dragoste, însă aveți impresia că v-ați manipulat unul pe celălalt sau simțiți că nu s-a manifestat încă această dragoste, dar puteți să aveți victorii, dar faptul că nu se comunică, rămâneți cu impresia asta că nu, că nu o să fie, că nu o să iasă cailaltă și cailaltă, așa? Mi apare, în poziția fricilor. Acum, una e frica, așa alta e acțiunea. Uneori putem să acționăm contra fricilor noastre și să manifestăm tot ce e mai frumos și să fim eroi, da? Că asta e, de fapt, cavalerul de bâte este un erou. Chiar dacă are frici, acționează. Frumos! Dacă vreți să fiți voi eroi în viața voastră, cavalerul de bâte. Cine e cavalerul? Clarificăm în poziția dorințelor, cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte. Clarificăm cavalerul de bâte. 6 de bâte. Da, vreți să mergeți totuși. Vreți să mergeți. Sunt doi cai. Nevoia de a merge, de a călători, de a demonstra, de a cuceri, de a atrage atenția. Da, vă doriți victorie totuși. Trebuie să vă bateți un pic. Nu neapărat. Trebuie să vă luptați. Aveți așa niște chinuri și leșinuri când e vorba de comunicare, iar pentru unii dintre voi, pentru că simțiți foarte profund 9 de cupe. Eventual personajul care, față de care simțiți, repet, simte și el și ea și așteaptă această comunicare. Ia uite, așteaptă comunicare, valetul de spade, valetul de bâte și totuși există o luptă și într-unul și în celălalt. Comunic, nu comunic, mă duc, nu mă duc. Ce face? Mai vine sau nu mai vine? Mai aștept sau nu mai aștept? Că am văzut, l-am dat și 7 de monede. Mai aștept, da. Unde e? Uitați-l aici. Mai aștept sau nu mai aștept? Cum m-am săturat de așteptare. Clarificăm regina de bâte în viitor. În viitor îndepărtat. Asta poate să însemne și câteva luni și sfârșitul lunii și cine știe când. Ia
iarbii nori. Regina de bute în viitor. Regina de bute în viitor. Cine e regina de bute? Ați putea să fiți voi, dacă vă doriți să fiți cavalerul și 6 de bute, da? Deja aveți 6 și cu 1, 7. Vă ridicați un pic încrederea în voi, dacă acționați, da? Regina de bute. Clarificăm regina de bute. Wow! Deci nu, ce superb! Regele și regina de bute. Wow! Super! Deci aveți marele preot și marea preoteasă. Deci ce mai tare cuplu, mai tare decât împăratul și împărăteasa. Deci pentru mine aceștia sunt cei mai tare. Și acum, în viitor, dacă vă duceți și exprimați, asta e, cu un pic de reținere, dar exprimați toate câte ați simțit, ați trecut, ați experimentat, dacă îndrăzniți, măi, dacă îndrăzniți să fiți eroi și să cuceriți, am zis, un cavaler poate să cucerească o regină și uite așa, cucerind regina, ajunge în poziție de rege. Măi, ce poveste înfiorătoare, de înfiorător de frumoasă, da? Dacă vă faceți curaj, da, puteți să cuceriți regina și să deveniți regi. Ca în regatul cerului, știți? Că ei s-au oferit această posibilitate cavalerului să fie rege și a refuzat. Dar bine, asta e altceva. Ideea este că puteți. Că și regii au fost cândva cavaleri, nu? Mai, ce frumos! Și aici am zis că sunt două coroane. Da, aveți multă pasiune unul față de celălalt. Sunteți cuplu divin. Da, cuplu divin. Dar nu e vorba doar de pasiune, este vorba și de lucruri mult mai importante și mult mai profunde, spirituale. Și am văzut și regele de cupe, da? Și asul de cupe. Am văzut, uite, și împărăteasa. Este frumos. Să vă ajute Dumnezeu. Așa, hai să vedem totuși ea. Da. Ce mai este? Cred că unii o să evadați un pic de la locul de muncă, dintr-un contract, da? Pentru că ați tot așteptat. Evadați într-un fel misterios și încercați să cuceriți această persoană. Asta pentru că văd luna, 7 de spade, 3 de bute. Ați așteptat, ați sperat. Eventual ați încercat să creșteți financiar, că se pare că ați și muncit, că am zis că cineva nu vrea să vină cu mâna goală, vorba vine. Vrea să vină cu niște realizări, știți, după această perioadă. Clarificăm regele de monede. Clarificăm regele de monede. Ce reușește să facă balanța în acest context? Care o fi el? Am zis, nu este obligatoriu să dureze o lună, poate să dureze și mai mult. Eu vă doresc să vă întâlniți cât mai repede, evident, că la o asemenea dragoste și după atâtea așteptări ar fi păcat, mai ales că și celălalt personaj suferă. Regele de... Da. Ei, da. Am zis, regele de cupe a fost, acum apare regina de cupe. Ideea este că vreți să mergeți. Și să oferiți, să mergeți, să călătoriți, iar să călătoriți, să comunicați, să spuneți. Și veți face chestia asta, chiar dacă aveți așa un stres în a comunica. Veți face chestia asta, dar vreți să veniți cu o energie stabilă. Probabil că v-ați stabilizat în această perioadă în care ați tăcut, ați crescut din punct de vedere spiritual. V-ați găsit într-adevăr lumina, v-ați lăsat inspirați de acest personaj. Așa simt. Pentru că la capătul setului de cărți apare, ia uite, regina de cupe și judecata și 6 de cupe. Întâlnirea aceasta în care se recunosc cei doi, se recunosc că sunt creați la origini, de la începutul pământului,
unii dintre voi și acum trebuie să vă reuniți pentru această misiune specială. Chiar dacă au fost diferențe, că așa se întâmplă la flăcările gemene, chiar dacă sunt diferențe, dragostea este cea care învinge, regina de cupe, așa ar trebui, da, care vă ajută să renașteți. Dar unul dintre voi a vrut să întârzie această manifestare din dorința de a oferi ceva valoros acestui personaj pentru că merită. Da? Merită acest personaj. Merită pentru că e puternic. Chiar dacă nu-și arată lacrimile, plânge. Da? Și totuși își vede de viața sa, de creșterea sa spirituală și materială și pe toate planurile, da? Mai frumos. Nu uitați, măi, dragilor. Nu uitați. Superb! Vreau și eu balanță să fiu. Nu știu când se întâmplă, dar se întâmplă. Anunțați-mă, chemați, dați-mi și mie o prăjitură cu fistic, da? Când se întâmplă, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, nu uitați de prăjitură.